Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Bineînțeles că și pe micile ecrane ne puteți urmări în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. A început școala, pentru unii emoții, pentru cei mai mici lacrimi, de tristețe, pentru că despărțirea de familie, de părinți a fost una destul de dureroasă, să spunem. Cei mai mari sunt fericiți pentru că s-au reîntâlnit cu prietenii, cu colegii lor. Urmează un an cu foarte multe modificări, însă foarte multe schimbări în ceea ce privește statutul elevului și multe sau mai multe reguli care vor trebui să fie respectate. Mare parte dintre acestea au existat și până acum, însă parcă nu au fost atât de discutate și atât de aplicate. Vedem ce se va întâmpla în acest an, dacă într-adevăr elevii vor renunța la blugii rupți, vor renunța unele dintre domnișoare la machiajul strident și la fustele scurte, deși regulamentul asta impune. Vor fi așadar unele modificări, trebuie să le respecte, pentru că până una alta legile, știu, e o vorbă, sunt făcute pentru a fi încălcate, dar nu trebuie să mergem în această direcție. Început de an școlar cu emoții și la Liceul Agricol din Giurgiu, despre care o să discutăm astăzi cu invitatul meu, care, bineînțeles, a venit cu foarte multe noutăți și merinde nu ne-a adus, dar am văzut noi pe rețelele de socializare că au avut un an destul de bogat și cu rezultate, dar și o producție generoasă, pentru că aici se fac lucruri minunate, faceți minuni așa prin mâinile și a elevilor, dar și ale cadrelor didactice. Așadar, domnul Octav Cismașu este alături de noi, directorul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos de invitație! Într-adevăr, a fost o pauză bine meritată, oarecum pauză vacanța, pentru unii. Pentru unii, bineînțeles, vacanța școlară, dar iată că am revenit în noul an școlar 2024-2025 și ați avut perfectă dreptate când ați spus că a fost o deschidere de an școlar cu emoții, pentru că a fost și este foarte important pentru mine ca și conducător de unitate de învățământ și pentru colegii mei ca și cadre didactice să vedem o curte a școlii plină, cu foarte multă lume, cu bunici, cu părinți, cu elevi, unii mai mici, alții mai mari, unii cu lacrimi în ochi că a fost grea trezirea, alții mai căscau, alții se bucurau că s-au revăzut, așa cum spuneați și dumneavoastră, dar a fost o deschidere de an școlar chiar emoționant și cu foarte multă lume și cu o energie extrem de pozitivă. Mie îmi place foarte mult partea asta așa de energie pozitivă și care se simte efectiv și mi-a plăcut foarte mult că anul acesta a debutat cu astfel de energie pozitivă. Urmează câteva săptămâni într-adevăr mai dificile și mai deosebite de acomodare, pentru că sunt elevi noi, sunt elevi de clasa a 5-a noi, sunt elevi de pregătitoare noi, sunt elevi de clasa a 9-a care au venit acum pentru prima oară, au călcat în unitatea noastră de învățământ, până se acomodează, până trece valul acela de cine mi-s eu, care sunt mai așa, până impresionatul fetelor și așa mai departe. Marcatul teritoriului. Exact, marcatul teritoriului. Va fi o perioadă aglomerată și dificilă din punctul acesta de vedere, dar prin mesajul pe care l-am transmis la careul festiv, cred că am acoperit și plaja aceasta și sper să ca lucrurile să decurgă fără niciun fel de probleme și să acomodarea să fie una cât se poate de ușoară și de lină, așa. Ați reușit să acoperiți toate locurile disponibile pentru, și pentru elevii de liceu și pentru cei de gimnaziu și iată, avem aici la Giurgiu și clasa pregătitoare, ciclu primar. Da,
din fericire pentru noi toți, nu mai avem absolut niciun loc disponibil, ceea ce înseamnă că ne-am făcut treaba așa cum trebuie și am fost vizibili pe social media și nu numai, pe toate canalele media, dacă vreți, și mulți dintre elevi și-au dorit să vină înspre noi, ceea ce este un lucru extrem de important și ne bucură foarte mult acest aspect. Suntem la, cum spuneam, suntem la numărul maxim de elevi pe fiecare clasă, pe fiecare ciclu de învățământ și ne bucură lucrul acesta. Foarte bine, aveți oricum foarte multe lucruri pe care le-ați pregătit aici elevilor. Mă refer aici și la specializări, care mai de care mai atractive pentru ei, pentru cei de liceu în special. Da, și plaja de ofertă educațională a fost una extrem de variată și ne gândim pe viitor să updatăm un picuț, să înnoim, dacă vreți, această ofertă educațională cu niște specializări mai noi și mai poate mai atrăgătoare și mai pentru, actuale, și înțeleg. Mai actuale, da, suntem în lucru cu câteva dintre ele. Bineînțeles că pe același palier încercăm să modernizăm baza materială a unității de învățământ prin diferite proiecte, tocmai pentru a veni oarecum înaintea acestor calificări, să fim pregătiți pentru aceste calificări, dar deocamdată suntem la momentul în care studiem piața, să vedem care sunt acele calificări care ar stârni cel mai mult interesul, care este nevoia pe piața muncii, după care să ne așezăm și să vedem încotro ne îndreptăm. Cert este că, așa cum bine se știe, sunt un susținător foarte ferm al învățământului agricol și îmi doresc foarte mult ca acest învățământ agricol să se dezvolte și să fie sprijinit din toate punctele de vedere, pentru că în fond și la urma urmei poate nu 100% din absolvenții noștri vor fi extrem de bine specializați, dacă vreți, în acest domeniu, dar un mare procent din absolvenți să fie niște specialiști pentru agricultură, pentru că după cum vedeți, schimbările climatice sunt pe noi, ne dau de furcă extrem de tare. Am văzut anul acesta ce înseamnă diferența dintre, că vă spuneam că am încercat să facem și un pic de parte de cercetare, am văzut anul acesta care sunt diferențele între culturile în mediu protejat și culturile afară. Ați văzut că am avut cele mai călduroase luni de vară înregistrate în istorie, ceea ce înseamnă că am avut probleme cu apa, ceea ce înseamnă că am avut probleme cu temperaturile ridicate și a fost un an destul de interesant din punctul acesta de vedere, experimental vorbind. Aspecte care înseamnă până la urmă că trebuie să găsiți alte variante, alte soluții pentru a se adapta și culturile pe care le aveți. Unul la mână, aici, da, pentru că trebuie pentru să a le putea întreține, să supraviețuiască. Da, și pentru a canaliza elevii de fapt să realizeze că există aceste schimbări climatice, ne lovim de ele, sunt prezente, clar, fără niciun fel de drept de replică aici, și să căutăm împreună cu ei și să-i educăm în a căuta singur soluții care sunt cele mai avantajoase și economice din toate punctele de vedere pentru a dezvolta o agricultură sustenabilă în fond și la urma urmei. Pentru că este clar că vom avea întotdeauna nevoie de mâncare. Cu siguranță. Uneori e prea multă, parcă. Da, bun. Acum, dacă mergem pe partea cealaltă, e tot așa în partea de educație, va trebui să fim convinși că risipa alimentară este iarăși un... Exact, este un fenomen și trebuie combătut și trebuie, ca să combați un asemenea fenomen, trebuie o educație în acest sens. Așa că cu pași mărunți, dacă stau să integrez toate lucrurile, respectiv faptul că inclusiv la deschiderea de an școlar le-am transmis elevilor faptul că și anul acesta școlar vom beneficia, sau calendaristic de fapt, nu școlar, calendaristic, vom beneficia de programul Masă Sănătoasă. Le-am explicat elevilor că 90% din ceea ce conține pachetul alimentar din cadrul programului Masă Sănătoasă sunt produse proprii, produse care sunt realizate
cu munca lor și a colegilor lor și a cadrelor didactice. Și ar fi păcat să ne batem joc, în primul rând, de alimente și, în al doilea rând, de muncă. Motiv pentru care i-am rugat foarte frumos, chiar dacă nu-și doresc acel pachet alimentar, că poate nu-și doresc, nu știu, să nu-l arunci. Aș prefera să-l dea unui copil care are nevoie sau care are poate frați acasă, dar să nu-l arunce și să nu facem risipă alimentară. Și de asta spun că este o perioadă de acomodare și îmi doresc foarte mult ca elevii să fie conștienți de ceea ce înseamnă grija pentru hrană, în primul rând pentru o hrană sănătoasă, în al doilea rând câte eforturi se depun pentru a obține niște produse sănătoase și în al treilea rând să nu risipim această materie primă care este atât de greu de obținut. Cred că cel mai bine înțeleg cei care au și reușit în începând de anul trecut, anul acesta, să cultive, pentru că am văzut zilele trecute o postare pe rețelele de socializare în care ați strâns recolta sau parte din recoltă. Da. Și atunci cred că sunt foarte conștienți de ceea ce înseamnă munca depusă, ceea ce înseamnă bucuria până la urmă de a avea propriile roșii, mere și alte legume pe care legume și fructe pe care le cultivați aici. Da, mie îmi place foarte mult atmosfera asta așa oarecum de liceu agricol, pentru că una este în momentul în care ești la catedră și elevul e în bancă și e o relație într-o sală de clasă și alta este experiența cu elevii în momentul în care ești într-o sală de bucătărie sau adiecentă bucătărie unde puneți mult accent pe practică. Da, unde cureți, de exemplu, da, ne așezăm la masa respectivă deopotrivă director, cadre didactice, personal la didactic auxiliar, personal de didactic, elevi. Ați dat toată șezătoarea, nu exact, de pe vremuri. Exact, stăm toți la oaltă și atunci și deschiderea lor față de noi este alta, adică e o oarecare apropiere și îți spun lucrurile diferit față de, adică dacă în clasă este aceea barieră, ca să-i spun așa, acolo lucrurile parcă sunt mai deschise și eram acolo și la un moment dat zic, măi, cam liniște, care aveți o boxă? În ideea în care știu că n-au voie cu boxele, în școală. Un exercițiu așa de verificare, da, nu? Da, și zice unul dintre elevi, zice, am eu o boxă. Zic, ok, adu-o și dai drumul la muzică să meargă un pic de muzică așa până... Și eu l-aduc, dar eu nu pun muzică. Păi zic, dar de ce nu? Păi eu nu, că poate nu vă place. Măi, dă-i drumul, măi, la muzică și vedem ce... Spre marea mea surpriză, nu au fost manele. Ceea ce a fost un lucru, deși la aia mă așteptam, că în momentul în care vine și spune nu vreau să pun, mă gândeam, dar mă bucur că a fost așa și asta încercăm să creăm o atmosferă cât se poate de caldă și cât se poate de, hai să zic, prietenească, deși poate nu este cuvântul cel mai potrivit în cazul acesta, dar o atmosferă plăcută și... În care respectul și bunul simț totuși să nu dispară. Da, și să înțeleagă elevii noștri că, de fapt, tot ceea ce se realizează prin muncă. Mă vă dați seama că nu sunt boi înhămați la jug, dar trebuie să le dezvoltăm un pic niște abilități și niște abilități de viață, pentru că niciodată nu o să poți să faci o ciorbă de legume pe telefon. Auzi, acolo îți va trebui o cratiță, îți va trebui o lingură și niște legume eventual, da? Dar, repet, sunt niște abilități din astea de viață care trebuie și acestea să le cultivăm. Și îmi place foarte mult, repet, atmosfera aceasta de îngemânare a abilităților pentru partea de agricultură, a skillurilor pentru viață. E foarte interesant. Și până la urmă trebuie să veniți în completarea a ceea ce se întâmplă cu acești copii acasă, cu educația pe care o primesc unii dintre ei. Veniți, cum spuneam, în completare. Sunt mulți părinți care spun, l-am trimis la școală, gata,
treaba mea s-a încheiat aici, se descurcă profesorii, cadrele didactice. Nu este chiar așa. Nu este așa, pentru că le-am spus și la deschiderea festivă și o spun, cred că, în fiecare an. În primul rând, cred cu tărie în această sfântă treime, respectiv părinte, elev și școală, respectiv cadre didactice. Dar noi, la școală, nu putem educa decât dacă avem o fondație. Ori cei 6 ani de acasă fundația pe care noi construim. Și aia este educația pe care o dau părinții acasă. După cum știm, avem o societate cu o plajă destul de largă de tipologii de oameni, de caractere diferite. Evident că și educația este diferită. Evident că și comportamentele elevilor sunt diferite, dar rolul nostru în primă fază este aceea de a încerca să îi aducem pe toți la un numitor comun și de acolo încolo să încercăm să-i pregătim pentru ceea ce înseamnă viață. Și cred că mai important de a le vârâ cu tolcerul, ca să zic așa, pâlnia respectiv, da, informații în cap așa cu găleata, cu nemiluita, mai bine filtrăm informațiile care le furnizăm către elevi și să încercăm să-i pregătim, așa cum spuneam, pentru viață, pentru că o să-i aștepte niște vremuri tare tulburi și prin combinația asta cu tehnologia, mai nou cu inteligența artificială, cu tot felul de gizmouri și tot felul de echipamente super smart, o să-i aștepte o perioadă foarte, foarte ciudată. Și îi pot ajuta foarte mult toate acestea, doar că pot deveni cumva și dușmanul lor, dacă nu depinde, sunt folosite depinde cum îi învățăm să folosească aceste. Da, sunt niște aturi, sunt niște avantaje, dar trebuie să știi să folosești aceste avantaje. Că degeaba ai o platformă de inteligență artificială dacă tu nu știi să-i scrii ce vrei exact. Da? Da? Bine, s-au găsit soluții, că acum este ca și la alte platforme, au microfon și nu mai spui. Dar nu trebuie să uităm să scriem corect, nu trebuie să uităm să învățăm să citim, nu trebuie să, adică sunt, înțeleg acum toate manifestările, ca să le zic așa, de pe social media cu shorturi, TikTok-uri și așa mai departe, unde e informație scurtă livrată repede și captarea atenției pe perioade foarte scurte, dar va trebui să găsim un echilibru între toate acestea și da, repet, să învățăm să utilizăm în folosul nostru, nu în detrimentul nostru, toate mijloacele moderne. Mijloace moderne, unele dintre ele se pare că vor fi interzise la cursuri, mă refer aici la telefoane, pentru că noile reguli, asta arată că elevii nu vor mai avea voie cu telefoanele în timpul orelor, nici măcar în timpul pauzelor, doar în anumite situații de urgență, să spunem, sau dacă profesorul le solicită să utilizeze aceste telefoane, scopuri pur în ceea ce privește școala, studiul. Veți aplica, pentru că nu veți avea de ales, nu? Bineînțeles. Și nu știu dacă neapărat este un lucru rău, din contră, cred că este chiar o măsură binevenită, pentru că astfel toată atenția lor se concentrează asupra orei respective, asupra cadrului didactic, asupra materiei respective, cu un singur amendament, și anume faptul că va trebui și noi să ne adaptăm la această situație, în ideea în care va trebui să ne adaptăm stilul de predare astfel încât să fie cât mai atractiv, unul la mână, dar să fie pe sistemul cumva, oarecum, nu știu, acum am venit, adică îi dau drumul așa pur și simplu, să ne adaptăm stilul de învățare conform platformelor de social media, respectiv să fie o informație transmisă scurt, pentru că atenția lui nu mai poate fi captată foarte mult până... Deci să fie un bombardament din ăsta informațional în așa fel încât, de exemplu, elevul se simte ca ar sta pe TikTok.
Ideea deci, e bună. Nu știu cum poate fi pusă în practică. Nu știu, dar aici intervine de fapt cadrul didactic și aici intervine pe care le are aici profesor. Intervine experiența profesorilor și a cadrelor didactice în general. Aici intervine pedagogia, psihologia și așa mai departe, astfel încât să putem să folosim aceste elemente pe care le avem la dispoziție și aceste noi tendințe, astfel încât să ne facem și noi modul de predare mult mai atrăgător pentru ei. Asta înseamnă probabil că și profesorii vor fi nevoiți să facă o pregătire suplimentară, unii dintre ei, pentru că nu toți au abilitățile necesare, poate, pentru a transforma radical, dacă stăm să ne gândim, modul de predare, dacă ne raportăm la profesorii care sunt mai experimentați, trecuți așa de prima tinerețe, această modalitate de a preda probabil că este mai complicat de probabil. Este clar că una dintre cele mai mari caracteristici ale noastre ale tuturor este adaptabilitatea. Ori sunt convins că vom găsi soluții și vom găsi metode astfel încât să facem orele de curs în așa fel încât să fie atractive pentru elevii noștri. Sunt convins de asta. Doar că probabil că va fi nevoie de ceva cursuri, cum spuneați, va fi nevoie de puțin studiu individual, dar nimic nu este imposibil și sunt convins că e oarecum realizabil. Iar acei elevi care nu se vor putea stăpâni să nu folosească telefoanele sau altă tehnologie pe care o au în dotare, cu siguranță vor fi puțin mai agitați la oră, lucru care îi va putea trimite direct într-o sală specială, să nu mai folosim acel termen de detenție, cum a apărut în mediul online prima dată. Și ați gândit cum veți proceda în aceste situații? Da, ne-am gândit deocamdată. Sunteți de acord cu asta? Deocamdată n-a fost cazul. Până nu văd cum funcționează, nu pot să-mi dau cu presupusul și nici nu vreau lucrul acesta. Bun, cert este că acela poate fi folosit de către elev ca un loc de evadare, dacă vreți. Mai mult decât la un moment dat o să înceapă să le placă. Exact, s-ar putea să da. Și atunci să nu cădem în extrema cealaltă. Dar va fi interesant de implementat. Noi am pregătit o astfel de sală și am pregătit-o undeva în apropierea bibliotecii, tocmai ca să aibă la îndemână o carte să citească. Și la fel cum poți să-l înveți pe un elev geografie, istorie, biologie sau orice altă materie, cred că poți să-l înveți și să le duci și în ceea ce privește utilizarea device-ului, a timpului pe care să-l petreacă pe device-uri, că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, bun, sunt variantele în care spune că produc dependență, că așa mai departe, dar lucrurile astea eliminate încet, încet, cred că până la urmă se vor așeza și elevii vor înțelege că totuși e important. De asta comunicarea trebuie să fie esențială. Comunicarea atât din partea colegilor profesori, cât și din partea noastră conducerea unității de învățământ și de fapt a tuturor părinților, elevilor, comunicarea trebuie să fie esențială pentru că, și este esențială pentru că doar comunicând putem să așezăm lucrurile astfel încât să totuși să mergem pe un făgaș normal, să nu avem mari probleme de sală de așteptare, Mai apare un aspect deloc de neglijat, aș spune eu, și există foarte multe cazuri, la nivel național, nu mă refer aici doar la județul Hunedoara, în care părinții sunt cei care sunt mai revoltați uneori decât elevii, pentru că i-a fost luat telefonul la începutul zilei, pentru că copilul lui a ajuns într-o astfel de sală, vin la școală revoltați, în primul rând, pe profesor, pe director, poate depinde de situație și de aici se iscă un adevărat scandal. Cum credeți că veți putea gestiona aceste situații? Da, nu o să fie ușor și nu va fi ușor cu siguranță, dar eu mizez pe ceea ce înseamnă bunul simț al părinților și ceea ce eu sper că
au părinții, și anume acea educație pe care la rândul lor părinților le-au oferit-o. I-au prins cu cei 7 ani de acasă, nu? Exact. Și mizez pe faptul că părinții înțeleg că noi nu, și le-am spus lucrul acesta, noi nu vrem răul copiilor lor absolut deloc. Din contră, sunt aceste noi reguli care sunt, hai să nu le spunem reguli, să le spunem obligații, care sunt trecute atât în ROFUIP cât și în statutul elevului, și dacă își cunosc drepturile, ar fi foarte bine să-și cunoască și obligațiile. Și în momentul în care dau cu ochii pe obligațiile acelea, o să-și dea seama că de fapt nimeni nu vrea rău copilului lor, respectiv a elevilor noștri, din contră. Nimeni nu-și dorește să, Doamne ferește, să se întâmple ceva, să fie, să avem parte de acel bullying despre care vorbim. Da, acum, pentru că această sală de așteptare, cum îi spuneați mai devreme, poate conduce la un moment dat la categorii de bullying mai ales ori din partea colegilor, ori în cadrul sălii, dacă se găsesc doi care sunt mai isteți, ca să le spun așa în ghilimele de rigoare, cu personalități mai puternice, să se iște acolo fenomenul de conflicte. Bine, astea sunt până la urmă ipoteze, dar trebuie luate în calcul și acestea. Revin asupra părinților și le spun că părinții, în primul rând, ar trebui să fie înțelegători. Pentru că eu nu cred că mai există, sau există, dar cum să spun eu, sunt cazuri izolate, nedorite și izolate de probleme cu cadrele didactice. Vă dați seama că tot colectivul de cadre didactice este, cum să spun eu, exemplar. Și atunci nu sunt motive de îngrijorare. Acum vorbesc poate doar despre liceul. Da, vorbesc despre situații în care unele cadre didactice nu au un comportament poate chiar exemplar. Vorbesc de școala noastră la momentul acesta, pentru că este cazul pe care îl cunosc și nu fac alte raportări. Vorbesc de școala noastră. Acum vă spun că părinții, da, pot avea uneori anumite pretenții și vor să suplinească niște, nu știu, carențe, dacă vreți să le spun așa, și atunci prin a oferi copilului diverse crede că suplinește acele carențe, dar trebuie să înțeleagă faptul că noi venim în sprijinul lor, nu ne dorim altceva decât să le educăm copiii și să-i pregătim pentru viață. Și așa cum știm cu toții, viața are și urcușuri și coborâșuri, deci și în cadrul școlii există și zile bune, dar și zile mai puțin bune. Dar mizăm, revin și spun, pe bunul simț și pe educația pe care ei le-au oferit-o acasă. Și atunci sunt convins că nu o să avem probleme. Dacă o să apară mici evenimente nedorite și neplăcute, le vezi gestiona atunci, vom vedea. În momentul oricum este o situație, la momentul acesta este o situație destul de dificilă, deoarece una dintre clădirile școlii noastre intră într-un proces de reabilitare energetică. Asta e o veste bună. Este o veste foarte bună, doar că pe parcursul desfășurării lucrărilor a trebuit să relocăm 9 clase de învățământ primar. Și unde le-ați relocat? Care unde am putut și unde am identificat, au rămas în incinta școlii, da, unde am identificat spațiile disponibile. Și da, știu că sunt unii părinți nemulțumiți de condițiile care sunt, că sunt poate un pic mai înghesuiți sau eu știu. Cât vor dura aceste lucrări? Pe hârtie 10 luni. Practic nu știm încă. Practic ar putea fi finalizate și mai devreme, pentru că nu cred că ar fi o problemă, nu? Nu știm încă. Este un proiect pe care l-a depus primăria. Am înțeles că există ceva probleme cu, a fost contestată licitația sau rezultatul licitației, ceea ce înseamnă întârzieri. De asta spun, eu nu mizez pe 10 luni. Va fi probabil o perioadă mai lungă de timp, de asta practic tot anul școlar. Cu siguranță cer îngăduința părinților să înțeleagă faptul că este un efort foarte mare și pentru noi. Am
evitat să mergem să funcționăm pe schimburi, tocmai datorită faptului că foarte mulți elevi sunt navetiști, unii fac naveta cu microbuzele școlare, alții fac naveta cu transportul, cu mijloacele de transport în comun. Și atunci ați renunțat la această idee de a studia și după masa. Și atunci am renunțat la această idee de a studia și după masa, pentru că era foarte greu de implementat. Și am gândit lucrurile astfel încât fiecare să aibă locșorul lui, fiecare să aibă spațiul lui. Acum, repet, că nu este la standardele la care va fi școala reabilitată. Trebuie să înțelegem că acestea sunt condițiile și noi încercăm să facem tot ceea ce este posibil să asigurăm siguranța elevilor, să le asigurăm toate condițiile igienico-sanitare de desfășurare, adică toate corpurile de clădire au autorizație sanitară de funcționare, toate au autorizație ISU și așa mai departe, adică nu este problemă vis-a-vis de autorizații sau de spații necorespunzătoare sau neconforme. Și până la urmă, siguranța copiilor, siguranța profesorilor. Sigur că da. Și nu facem rabat de la lucrul acesta. Am reușit, pentru că fiind lucrările care s-au făcut la ANL-urile din Gioagiu și la grădinița cu program normal, acolo a rămas un loc care nu era îngrădit, am reușit cu ajutorul primăriei să îngrădim și locul respectiv, am îngrădit întreg perimetru curții școlii, deci din punctul acesta de vedere a gestionării accesului în școală am făcut toate demersurile astfel încât să încercăm să minimizăm orice fel de probleme care ar putea apărea vis-a-vis de persoane străine intrate în școală și așa mai departe. Da, trebuie să asigurați. Sigur. De asta spuneam, bine. Vis-a-vis de siguranță elevilor, le facem toate eforturile astfel încât să fim siguri că nu o să avem evenimente neplăcute. Ne-ați obișnuit ca de fiecare dată aproape când ne-am văzut să veniți cu noi și noi proiecte, gânduri, idei, totul pentru a putea să dezvoltați mai mult tot ceea ce faceți aici. În acest an, care sunt ideile de bază așa pe care vreți să le și implementați, dacă se poate, bineînțeles. Unele aspecte, unele proiecte nu țin doar de noi, directorul liceului. Da, avem și anul acesta câteva proiecte. Suntem în implementare cu Smart Lab-ul. Sper să reușim spre finele anului, poate începutul anului viitor, să-l avem deja. Asta ce înseamnă? Că veți avea un laborator? Un laborator inteligent, dotat cu foarte multe echipamente, unele de uz general, ca să le spun așa, altele focusate pe partea de agricultură și... Deci echipamente moderne care pot fi utilizate în agricultură. Am depus din nou un proiectul pe investiția 7 pentru liceele agricole în a doua rundă de finanțare, să sperăm că de data asta toate lucrurile vor decurge fără niciun fel de probleme. Chiar săptămâna aceasta am reușit să facem depunerea. Avem un proiect pe mediu cu pădure urbană care este și el în implementare. Chiar dimineață am văzut pe AFM că este o deschidere bugetară pe niște proiecte cu tinerii Rangers sau ceva de genul acesta și n-am apucat încă să... De fapt, l-am descărcat ghidul, dar mă rog, probleme tehnice, nu vrea să deschidă. N-am apucat să citesc un pic, să văd despre ce e vorba, pentru că noi având silvicultura, cred că ar fi binevenit. Ar putea fi implementat. Acum să vedem ce presupune acest proiect. Avem acel Erasmus cu care suntem în colaborare cu cele 5 țări pe transumanță și anul acesta vom avea prima mobilitate care va fi în Grecia undeva în 4 noiembrie, unde vor merge în jur de 10 persoane de la școala noastră și vor avea activitate în Larissa, în Grecia, pentru 5 zile. Am avut o mobilitate cu 15 elevi în Slovacia, tot în cadrul unui proiect Erasmus. Vom avea o altă mobilitate undeva în luna octombrie pe voluntariat.
Și sper eu să reușim să depunem acreditarea pe Erasmus când vine sesiunea din octombrie, dacă nu mă înșel. Nu ratați nimic, să înțeleg. Nu, încercăm să beneficiem de toate oportunitățile pe care ni le oferă orice sursă de finanțare. Sunt adică nu neapărat să plătiți și dumneavoastră, nu există acea parte de cofinanțare. Da, exact. Pentru acum unele suntem, dintre ele, sumele pe care le aveți în aceste proiecte sunt destul de mari. De mari, da, sigur. Mai avem penerasul care există, banii sunt deja în visteria noastră, ca să spun așa, și trebuie să demarăm activitățile și acolo. Avem un plan, pentru că am avut un proiect la un moment dat cu liceul sportiv, un POC cu liceul sportiv care s-a numit Hai afară, joacă-te, învață, fii mai bun, și care a avut ca și livrabil, dacă vreți, sau o tabără pe care am făcut-o la Râușor anul trecut, cred că în toamnă-iarnă, și care mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că la tabăra respectivă au fost elevi de la clasa pregătitoare până la clasa 11-12-a. Au fost 75 de elevi și mi-a plăcut foarte mult felul în care s-au coagulat lucrurile și cum au avut grijă cei mari de cei mici și cum, cu tot felul de activități. Și mi-ar place, avem un nou proiect acum tot prin AFM și cu vreo 15 excursii și vreo, dacă nu mă înșel, 3 tabere sau ceva de genul, pentru că aș vrea foarte mult să reluăm obiceiul acesta de a face tabere și excursii, și dacă tot am găsit linia aceasta de finanțare, să folosim banii pentru a încerca să coagulăm puțin elevii și să-i scoatem un pic din mediul de la trebuie școală. Trebuie să vadă, da, cumva, exact, și exact. Alt spațiu, alte și medii, alte, da, exact, da, schimbul de experiență. Și mai ales că proiectul este pe parte de educație ecologică, pe parte de mediu, de grijă față de mediu, de activități sustenabile și așa mai departe, deci se mulează la fix. Foarte bine. Alte planuri, de obicei copiii, părinții de fapt sunt mai interesați de mediul în care învață copiii, să știe că au băncuțe noi, curate, sigure și așa mai departe. Ați reușit să mai reabilitați poate unele dintre săli? Aveți în plan așa ceva? Aveți aici un internat? Da, avem un internat și mă bucură foarte mult. Internatul am reușit să reabilităm anul trecut cu ocazia Olimpiadei, anul trecut școlar, cu ocazia Olimpiadei Naționale de Agricultură. Mă bucur foarte mult că avem elevi care vin din zone diferite, respectiv avem elevi care sunt din Valea Jiului, avem elevi care sunt din zona Bradului, avem elevi care sunt din zona Hațegului, avem elevi care sunt din județul Alba. Mă bucur foarte mult că a crescut numărul elevilor care doresc să stea în internat. Mai ales acum că condițiile pe care le au acum sunt bune, mult mai bune. Unul la mână și doi la mână, având și masa sănătoasă, costurile sunt extrem de reduse, pentru că vă dați seama că iei o masă pe zi, o sar la plată. Și lucrul acesta se vede. Și o masă sănătoasă. Și o masă sănătoasă, da. Acum suntem din nou în lucru cu orarele, Doamne, da. Încă lucrați la orarele, da. Cu meniurile, pentru că vrem să le schimbăm un picuț ca să mai aducem ceva nou în meniuri. Trebuie să fie de acord și părinții elevii sau veți prezenta variantele? Nu, le vom prezenta, adică în ideea în care meniurile noastre sunt dezvoltate împreună cu un specialist în dietetică și nutriție. Sunt făcute în urma unei anchete alimentare, sunt dezvoltate pe grupe de vârstă, pe gramaje, pe calorii și așa mai departe. Ori doar să umblăm la câteva dintre meniuri care am observat că nu sunt chiar pe placul elevilor și atunci să vedem dacă găsim vreo soluție să schimbăm acele meniuri. Deci nu, da, nu vom face să mănânce copiii și atunci nu vom face schimbări, dramatice acum, dar mici modificări pe aici pe acolo, mici tuninguri pe aici pe acolo o să facem. Și da, e un avantaj faptul că au această masă sănătoasă, pentru că, repet, costurile sunt diminuate. E bine că
totuși se respectă, pentru că din această masă sănătoasă, pentru că din câte am înțeles, cei care beneficiază de corn, lapte, mere și așa mai departe, mai au puțin de așteptat până când le vor primi. Vă dați seama că, cel puțin în perioada aceasta, merele care le primesc sunt direct culese din pom, din livada proprie. Asta la Giurgiu. La Giurgiu mă refer. La Giurgiu mă refer. Vorbeam adică de alte instituții de învățământ care nu au sunt niște avantaje pe care ar trebui atât părinții cât și elevii să le vadă și de asta încercăm foarte mult să implicăm în toate activitățile noastre ca să-și dea seama că toate avantajele acestea pe care ei le au sunt totuși cu niște eforturi susținute atât financiare cât și ca resursă umană și nu vin așa din cer. Adică necesită și trebuie puțină muncă și asta încercăm să-i obișnuim de pe acum, că fără muncă foarte greu vei ajunge să obții rezultate. Ori rezultatele pe care le obții fără muncă sunt rezultate care nu sunt durabile în timp. Da, un rezultat și o bucurie așa efemeră care exact trece foarte, foarte repede. Exact, exact, exact. Și de asta spun că încercăm cel puțin ținta noastră pentru anul acesta este acela, deși nu numai, și pe viitor este aceea de a merge către o educație pentru viață, o educație pentru un mediu sustenabil și o educație către drag de agricultură, de pământ, de tehnologie, de ce nu, și de o îmbinare, o îngemânare a acestora, astfel încât efortul pe care îl depui tu ca persoană să fie minim, adică să maximizezi tot ce poți să scoți din toate componentele, astfel încât intervenția omului să fie cât se poate de redusă, pentru că știm foarte bine, avem această lipsă de forță de muncă și atunci trebuie să utilizăm toate resursele pe care le avem la îndemână, astfel încât să umplem acest gol. Care este reacția elevilor care vin pentru prima dată aici? De la liceu deja încep să lucreze mai mult, nu în partea aceasta de practică, să iasă în solarii, să iasă în câmp pentru a învăța cum de să câțiva se ani de zile, comporte cu pământul. De câțiva ani de zile avem ziua porților deschise la care ați participat și dumneavoastră și avem tot felul de proiecte și de evenimente la care invităm să vină școlile gimnaziale. Așa că o mare parte dintre elevii care au venit anul acesta la noi la școală, fie că vorbim de economic, turism, veterinar, silvicultură, horticultor sau lucrător hotelier, au venit pentru că au știut unde vin. Pentru că la fiecare vizită au avut cât un atelier practic. Ba, semănau, nu știu, sau puneau răsaduri sau răpicau răsaduri sau mergeau la fermă și făceau la ferma didactică zootehnică și făceau așa un preambul. Exact. Și făceau, nu știu, un amestec de proteine, nu știu, de hrană. Deci au avut contact. Nu a fost cu activitățile brusc noastre. Și nu a fost foarte brusc și fiind un spațiu atât de frumos și un areal atât de liniștit, au loc să meargă, să se plimbe, să au locul de aventura, parc unde pot să meargă, să stea, au hamacele. Cu ocazia Olimpiadei am reușit să facem și niște băncuțe din astea cu niște mese din europaleți pe care le-am pus prin curtea școlii împrăștiate, răsfirate. Cu ajutorul profesorilor le-am făcut, da. Deci au loc spațiu unde să meargă, să, nu știu, să se liniștească, să se povestească, să se grupeze, să se regrupeze, să-și consume energia. Și să mai lase telefonul deoparte. Să mai lase telefonul deoparte sau momente. Chiar nu, sau poate chiar să facă din contră, să facă un TikTok sau un Reel sau ce-o fi făcând, dar oarecum sunt familiarizați cu... Acum am dat seama că practica înseamnă totuși practică de specialitate, adică trebuie să le explicăm elevilor de ce trebuie să facem acele lucrări, de ce trebuie să intervenim, cum trebuie să intervenim, cu ce trebuie să intervenim, astfel încât toată partea practică să se muleze și pe programa școlară, pentru că de fapt asta este esența educației agricole, dacă vreți. Trebuie respectată totuși acea sigur programă, că, da, sigur că mai da. O șlefuiți pe aici, pe acolo și o mai adaptați și nevoilor, și nevoilor sigur. E o altă poveste. Sigur că da. Suntem la final de emisiune, știu că le-ați transmis deja cu siguranță gândurile acum la început de an, dar o să vă rog totuși să mai faceți o dată și poate să le dați și câteva sfaturi elevilor.
Și părinților, de ce nu? Da, păi singurul meu gând pe care l-aș putea transmite și care aș vrea să-l transmit de fapt ar fi acela de conștientizarea faptului că elevii sunt pe cele mai bune mâini posibile. Să stea liniștiți că ne asigurăm de tot ceea ce înseamnă activități educative pentru elevii lor, pentru copiii lor, ne asigurăm de tot ceea ce înseamnă siguranță în educație și nu vrem altceva decât tot procesul educativ să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu o energie pozitivă, exact așa cum spuneam, și la finalul ciclului de învățământ, fie că vorbim de primară, fie că vorbim de grădinițe, pardon, de primară, de gimnaziu, de liceu, elevii să plece acasă cu un bagaj de cunoștințe care să-i pregătească atât pentru examenele naționale, cât și pentru viață. Este foarte important și drept dovadă stau până la urmă și rezultatele pe care le-am avut la evaluare națională și la bacalaureat, care au fost mulțumitoare. Nu că nu se putea și mai bine, dar au fost peste așteptările mele. Mulțumitoare. Asta înseamnă că am reușit să îmbinăm utilul cu plăcutul și am reușit să educăm elevii și să învățăm elevii astfel încât rezultatele lor să fie unele foarte bune. Și ce mă bucură foarte mult este faptul că văd pe este un grup cu liceu agroindustrial Gioagiu, cum se numea pe vremuri, și văd acolo foști elevi absolvenți care au terminat acum 40 de ani, 20 și ceva de ani, 30 de ani, 50 de ani și scriu acolo și mai pune câte o poză cu foști profesori. Sau cu... Da, da. Și, adică este o comunitate și acolo, o comunitate extrem de mare și care reacționează la fiecare postare a liceului nostru, la fiecare activitate. Și asta înseamnă că ei încă, după 40 de ani, sunt legați, cum să spun eu, spiritual, dacă vreți, de liceul respectiv. Unii au stat în internat, alții au stat în gazdă, cum era pe vremuri. Sunt tot felul de sunt tot felul de povești. Și probabil că unii dintre ei chiar lucrează în domeniile în care da, bineînțeles, au studiat bineînțeles. Și atunci cu atât mai mult. Exact. Și îmi place legătura asta și aș vrea foarte mult să văd, să găsesc o cale de a lega cele două comunități, astfel încât și elevii care sunt acum să aibă acces sau să vadă care sunt amintirile foștilor elevi, dar amintirile din punct de vedere emoțional, nu neapărat a performanțelor în câmpul muncii, ca să zic așa. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi mult succes cu toate proiectele și cu toate provocările care vă așteaptă în noul an școlar. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!